you made clear. Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou episod aici de GTA 4, seria pe care o postez odată la câteva luni, din câte se pare. Asta e. Data trecută nici nu mai știu ce am făcut. Am văzut că am făcut peste 400 vizionări la videoclipul acela destul de repede. Deci, să înțeleg că vă place seria, aș vrea să o termin, că am început și Mafia 2, nici o mașină pe aici. Hai să găsesc și eu vreo mașină să plec de aici, să mă duc să fac o misiune. Dacă ține mai sună. Da, bun. Avem misiuni destule, dar suntem cam pe finalul capitolului 3, o să mai fie capitolul 4 cu câteva misiuni și gata, se încheie și jocul. Da, o să mai avem, cred că vreo 10 episoade. Hai de capul meu. Hai, deschide ușa. Da, bine, evident că trebuie să ținem mult jocul dacă avem misiuni de-astea pe care trebuie să le facem la niște la un homosexual. Bun, cea mai apropiată misiune, hai la ăsta. La Jimmy. Și să schimbăm radioul. Nu ăsta, bun. Să mă ușor să văd cât este ceasul acum, când așa și 7 minute. O să filmez până pe și 25, cam așa. E dimineața când filmez, deci dacă am altfel vocea e din cauza asta. E cam nasol când filmez dimineața, că nu prea am chef, dar n-am ce face, sincer. Pe YouTube n-am la ce să mă uit, acum e sâmbătă, n-a fost wrestling, să zic că puteam să mă uit așa ca de dimineață la wrestling, dar bine, wrestling-ul e în timpul săptămânii, tot timpul, evident. Stai mă, pe aici, bun. Ok, încetinește. Am văzut un videoclip de al lui Echo, mă rog, Q&A de al său, și zicea că pregătește cu Codri un nou album, parcă bicicleta cu trei roți, sau nu, trotineta cu trei roți, parcă se cheme albumul ăla. Și zicea Echo că o să fie cu 170% mai bun față de primul album. Bă, așa sper să fie mult mai multe piese faine. Acum, na, să sperăm că e pe bune ce zice și nu zice doar așa ca să pregătească reclamă. Dar a fost mișto ce întrebare a pus una dată la Q&A. Îl întreabă: bă, Echo, dar când faci albumul, asta e bazuca și în format fizic? Adică, știți voi, cu CD-ul sau disc, DVD, cum vreți să-i spune. Că l-au făcut doar digital, au și spus, n-am avut bani să facem așa. Dacă facem o ediție limitată sau combinăm albumele amândouă la un pachet. Bine că măcar acum pot să îți lanseze albumele și așa digital, electronic sau nu, digital așa, online, mă rog. Dar a fost glumea, după vreo câteva zile l-au pus pe Google Play, după ce l-au lansat pe YouTube. Deci da, l-au făcut total, așa e la început oricum. Go to the hospital. Hai de la spital, atâta aici o limuzină, mâncați așa. Dar bine că e lipită lipită de zidul ăla. Ha, mai avem un pișternul și joculetele ăsta. Și l-am început anul trecut, prin octombrie, parcă. Cea mai scurtă, nu chiar scurtă, că dacă așa se băgăm la scutear, că am fi seria de TF2 cea mai scurtă. Dar, nu știu, cred că seria pe care am terminat-o cel mai rapid a fost cea de Far Cry 3. Bine, am făcut și live-uri și de asta, dar totuși. Ok, hai aici la spital. Do not enter with a weapon. N-ave, bun. Trebuie să-l omorăm pe un Anthony. Ok. Pe unde naiba o trebuie să merg? Nu știu. Iată, bă, cutie de HP, dar HP-ul full. Mi era bună ceva armură. Ia-o. Stai, mă, X sau... Că era cătrâl așa. Ia, mă, pot să mă sub fustă astea? Da, cam ciudată imaginea, nu știu ce să zic, mai știam să fiu un pic mai realist. Hai, ridică-te, bun. Acum pe unde n-ai băut trebuie să merg? Pe aici văd că un coridor. A tot un soare pe ăsta. Am pus să intru pe aici? Nu, văd că nu. Dar e fain asta să deschidă ușa când nu putea să meargă deși pe ușa aia altă, pe aia deschisă. Aici ești sau? Înseamnă că o fi după zidul ăsta. Cine bă să ste? Beri? Cum era, parcă pe E luam chestii de pe jos, nu?
Da, văd că nu pot să iau. Ăștia au îndreptat pistolul către mine. Ridicați pistolul la mine, firați voi să fiți. Am văzut și o glumă ieri pe Facebook. De fapt, azi dimineață. Era ceva gen un moment de reculegere pentru toate trupele de poliție care au murit fiindcă te-ai plictisit când te jucai GTA. Mi-a fix când l-am dilipat ăla a început să-mi sune și telefonul. Nu să-mi sune. Mi-a vibrat. Eu l-am pe silențios tot timpul, nu pe. Stai. Dă-mi cu shotgun-ul. Dar e distanță mare până acolo, cred. N-am ce să fac cu shotgun-ul cu distanță. Dar mori odată acolo. Ai murit, bun. Să încerc să nu mă demegiuiesc când mai am și 3 stele. Wanted, clar să trebuie să scap de Wanted, dar probabil că o să mor. Opa, mai e și un milițian acolo. Atât bava și în pat. Și trebuie să-l omorâm pe ăsta? Ia stai. Hai, sufoacă-te acolo. Ai murit? Bun. Hai că văd că vine ăștia după mine. Da, n-am fost atent și au venit ăștia prin spate, mă așteptam să nu vină, sincer. Parcă era totuși o trusă de aia de prim ajutor la intrare, nu? E mai bine să stau totuși. Hai că m-a ciurit în ultimul hal ăsta. Ok, mai e trusa de prim ajutor. Să-mi bat din call 911, deja am 3 stele poliție, ce să mai sunați la 911? Aia să ne rugăm la domnul că nu o să mai vină niciunul. Un glonț și sunt mort. M-au și delete aia când eram cu spatele. Ok. Ce fac în nimeni? Și du-te și HP-ul, repede, repede. Unde a fugit? A, pe acolo a fugit cu coana aia, bun. Help me somebody, pe tine nu te ajută nimeni, singur trebuie să te ajuți într-o situație de genul. Ok, să fii atent la polițiștii ăștia care mă așteaptă pe afară. E mașina afară și o trebuie să scap de Wanted. Și atâta e dracu' meu a apărut în față. N-aba apar ăștia așa ca prin minune, nu știu. Bun, mai e unul pe aici undeva. Și trag ăștia pe mine, nu bine. Fugi, 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 fugi. Treci în mașină, treci în mașină. Și run to the hills. Dă-te mă la o parte de aici. Nu, no, nu, no, nu mă prins tu așa ușor. Hai că avem și roc pe fundal, dar fix când s-a terminat. Nu, no, nu, no, așa. Ok, hai că nu-i bai. Fix bal de presie, ceva liniștit când sunt urmei de poliție, frumos. Mai și derapează mașina asta în ultimul hal. De naiba să mă bacă, nici nu știu. A, mai vine și mașina de poliție pe acolo. Aoleu, dar nu mai știu deloc să conduc în GTA 4. M-am învățat cu sistemul de condus din Mafia 3. Ce dracu zic că nici măcar n-am condus în Mafia 3 încă. Bine, de fapt am fost condus, că am avut taxiul, am fost mai șmecher. M-am luat cu taxiul, ce mama dracu. Hai că scap, hai că scap, hai că scap. Sau nu? Pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Du-te, du-te, du-te. Ok, ok, hai că bine, hai că bine, hai că bine. Bac-te, bac-te. A fost greu. Dar nu și imposibil. Gat, enter.
Poate n-am dat drumul la filmare, dar i-am dat. Care naiba mi-a dat mesaj pe WhatsApp, nici nu știu. Nu-i bai. Ok, hai să vedem ce misiuni mai avem prin zonă. Cum îl mai și sună pe ăla. I don't think you will be seeing Anthony on the witness stand. Da, mă, bun. Ce misiuni mai avem prin zonă, unde suntem noi aici, hai să mergem la asta. Aici aș mai putea să mă duc. HP de unde să-mi fac, că nici nu știu. Armură n-am. Și ceva. Hai, da la ăsta. Că trecem și pe lângă fast food-uri și pe lângă toate astea. Da, că tot am vorbit de fast food, mi s-a făcut și foame, grozav. Facem misiunea aia că... Nu mai aveam nici HP, nici armură, nici... Gloanțe de SMG pentru când e să fiu urmărit, că eu la astea stric o grămadă de gloanțe. Vai, și-am arde capul nostru cum suntem acum. Hai, că augem repede totuși. Deși poate trebuia să-i furat un elicopter ceva și mă aruncam în apă. Ca să nu... Mor dracu. Altă, ia mă, câte ceasul, deci cât am zis că era parcă și 10 minute. Hai, băgă misiunea aia până ajungem, până o facem, cam aia e. Ce l-am dilip pe ăsta? De fapt, asta e, parcă poți să chem taxi în jocul ăsta. Ia, stai, e? F? Stai, mă! Ok, hai, intră ca pasager. Du-ne cu taxiul și... N-am făcut ce trebuia. Aolea, ce muzică pe fund, a zis că e mania în portugheză asta. Am zis, lași-o portugheză, nu-mi trecea prin gând altă limbă. E, las că măcar ajung, merg mai repede cu taxiul ăsta. Clar o să și derapez. Hai, bag de prin tunel, sper că... Ok, m-am băgat pe drumul bun. Ai de capul meu. Nu muri, nicușoare. Deci, dintre toate tamponerele posibile, nu știu cum dracu' să mă bag în halul ăsta, așa. S-a adus dracu' mașina, măcar o schimba melodia. Bun. Stai că-i sună ăsta telefonul acum. Hai, nu sună. Nu vrea? Sau nu avea semnal la telefon aici, cine știe? Pare de la rei. Puțin ce se aude muzica, cred că e jos se aude pe filmare. Pe ăsta cu motoare, dar atât mai trebuie să mai merg cu motocicleta, să mai și mor dracu. Dacă mai zburată prin parbriz, sunt ca și mort. Bine, mă dă la spital cu HP full, dar nici n-am putut să-mi iau armură, dă-te mă la o parte. Până la urmă, ca să fiu cel mai siguranță, trebuie să merg printr-o mașină blindată ca să nu mor. Mai fi mult de mers totuși, că deja m-am plictis să tot conduc. Ia curba așa frumos. E, măcar acum n-o să mai am frame drop-uri pe aici, pe unde... Uite! Hop! Dar trebuia să am viteză mai mare totuși. Not good in a... Ah, era ceva sus acolo, probabil. Ok. Pompa. Pe aici intrarea, pe aici. Hai să parcăm totuși, ca așa e frumos. Hai, că am parcat cât de cât. Te mă și ia ți-aș pe că mor aici. Ești rănit, plin de sânge, cu gloanțe în cur. Mănâncă un hamburger și... Ai făcut... Mănâncă un hamburger bun. Nu știu. Aolea, ce muzică e pe fundal. Să încerc să zic într-una ceva ca să nu... O, hai mă, cumpăr un burger. Bă, ce dacă nu-i ca pe San Andreas de puteai să cumperi mult mai multă mâncare. Ia mă, s-a făcut tot așa pe acum de la un burger. Sau o fi mai bun hot dog-ul ăla care e 5 dolari. Na, deci, culmea, dai un dolar pe un hamburger și dai 5 dolari pe un hot dog. Și dintr-un hamburger câte saturi mai mult decât un hot dog. Un hot dog ce n-ai bai? Două fel de pâine, un crem și ketchup și muștar. Un hamburger are mai multe chestii. E, asta e. Derapează mașina cumva într-o parte? Nu cred. Sau, ca parcă. Parcă dă să o iau un pic, dar... O fi și chestia că e strâmbată pe o parte. Dă-te mă la o parte și tu. Ușii, ia curba. Da, cred că vreo 5 minute am stat numai să fac drumul. Stai că mai trebuie să mă duc și la gun shop să-mi iau muniție. De ce parte? Aha, pe aici.
nici nu mai țin minte, nici nu mai știu cum e harta în jocul ăsta de când nu l-am mai jucat. N-am mai avut eu chef de el, dar suntem totuși un joc foarte bun, atât. Putea fi un pic mai bine optimizat. Că ai momente în care ai 60 FPS-uri și scade la 25-20. Și nu numai eu, am văzut o grămadă de chestii în astea pe Facebook. Că se plângeau mai mulți. Au GTA 5 cu setările blană și GTA 4 la low, ca să aibă multe FPS-uri. Ok. Ce-mi trebuie mie? Deci mai trebuie... Nu. Sau agheu? Să-mi iau agheu? Ceva. Avem bani destui. Dă-mi cu a rachete, că avem jumătate de milion de dolari, văd. Ia. Dă și gloanțe de M4 și... Deagle nu. Cine bă ăsta? SMG-ul ăsta nu. Uite aici. Bun. Merge să umplu ăsta? Nici nu știu. Aha, 1170. Uite și un televizor cu tub. Bun. Ăsta e cartierul chinezesc, să înțeleg. De fapt, da. Și vânzătorul ăla de arme părea fi chinez ceva. Era culmea să aibă doar arme de-astea folosite prin China și astea. Și anume Kalashnikov, că și cam mai la domină pe acolo. Și chiar și în Europa de Est. Inclusiv la noi. Arma noastră de război este AK-ul. Bine. Gazul armatic, dacă cei care sunt în armată, ce o mai avea și armata în dotare. Măcar armele să fie bune. Că... Nu, ce e aici? Că la capitolul tankului stau foarte, foarte prost. La capitolul flotă marină, la capitolul de-astea, fregate, avem 3 și americanii au doar 5, mi se pare, dar alea au fregate, că la lumea nu ce avem noi. Chinezii cred că au cele mai multe fregate din alea. Dar totuși, culmea, dacă ar fi să avem un război cu bulgarii, cred că am fi pe la egalitate. Ei au mai multe trupe de-astea de rezervă, într-adevăr, dar n-au armament așa bun. Și ungurii depășim în orice fel, sub orice fel. Îi depășim la toate capitolele, așa, că nici nu mai știu să vorbesc acum. Bine, ei nici n-au flotă marină, că ei n-au deschidere la mare sau ocean, dar totuși, tot îi facem. Bernie, what's wrong? Nothing, sweetie. Oh my god, you're the lucky one. Dacă ăsta vine și... Dacă ăsta venea și mă pupa să mori de nu dădeam fel la misiune doar ca să-l împușc. But you sounded hysterical. Sometimes I can't bear to be alone. I'm so glad you've come back into my life. Și se mai miră unii de ce nu suportăm homosexuale. Ei, uitați de asta. You're going to have fun. Fun. Yes. It's a four-letter word, I know. Și sunt sigur că așa ceva ar fi enervant și pentru o femeie să vadă. I'm working for the mafia. The police and the government agency are both on my case. Kill and steal to scrape together a living so that my cousin can fritter it away online and pay off debts. And all the while, people are trying to kill us. What is fun? Honey, you are stressed. Oh, you're stressed. Goodbye, Florian. No, you don't, Nico. I need you. I need you to come on this boat trip with me. I need to talk to someone who truly knows me. When I knew you, you were training to be a shepherd. And you wanted to be a professional wrestler. Bună gluma asta, să fie asta un wrestler, serios. You understand me. Both of me. Come on, Bryce accidentally left the keys on purpose somewhere I could steal them. You drive, I'll work on my tan. Când o să scăpăm de misiune la homosexualul ăsta? Bă, cred că ăștia de la Rockstar s-au distrat când au băgat asemenea misiune. Bun, hai, bagă muzică fără copyright, că nu suportă copyright-ul. Nico, my life is in turmoil. Bryce is pulling his hair out over this blackmail thing. His wife is getting on his back about yours truly. Da, mă, unde naiba? Trebuie să mergem pe pământ sau? Nu. Tot pe lângă apă, deci. I don't know how else I can help you. Look how long it took me to find you. I know, sweetie. Let's forget about him and have some F-U-N. Când o să termină o dată misiunea asta? Când oare? E și scârbă să le fac.
Se mai miră lumea de ce nu suportăm homosexualii. De fapt, 25% din ei, că vine așa 50-50 femei bărbați. Și bărbații se împart de aia care și-au un curs și cei care dau. Aia care și-au un curs cei mai enervanți, oameni posibil. Bun, și eu acum ce trebuie să fac? Ahoy, sailor! Cute guys off the starport brow! Mm! L-a zis că e Rider. Nu, no, nu mai zici că e Rider. Mi se pare că e Rider din GTA San Andreas. Let me see. They don't look like they're on the pleasure cruise. Awesome. Te rog, omoară homosexualul. De ce? De ce nu l-au omorât? De ce? Și acum se omoră pe aia, am înțeles. Dimitri, ce n-ai mai făcut, bă, Dimitri? E, ți-ai trimis oamenii pe noi? E bine că măcar avem gloanțe. Să fiu dreau cu atent cum mă bag pe aici, că mă mai și bușesc pe aia. Doamne, cât poți să-l urăsc pe Bernie ăsta, cred că e cel mai enervant din toată franciza GTA. Ăsta e mai enervant decât misiunea aia cu Follow the Train, CJ. Nu mie chiar nu mi s-a părut foarte grea aia. O făceam din prima sau din a doua cel mult. Nu mă chinuiam să o fac. Într-adevăr era cam enervant că Big Smoke nu-i nimerea, dar nu era chiar așa rea. Dar asta, misiunea cu Bernie ăsta chiar nu mi se pare enervante. Hai, odată prinde. Aoleu. Unde dracu s-a băgat, mă? Știam eu că nu trebuia să iau curba asta, trebuia să merg drept. Bine că nu bubuie balizele. Aoleu, dar ca dracu e condusul ăsta. Dă-te aici cargo sau cum n-ai balizul, ori zice. Mai mult până la general ăla. Ia, a luat-o pe rampă. Aaa, puteam să iau și-o pe rampă. Fa. Ceva. Bagă viteză toată să scăpăm de misiunea asta. Sper să scap de misiune cu Bernie, că nu-l mai suport. Mă mâncă în curs să fac și misiunea asta. Și acum să vină și poliția de coastă. Dom'le, că poți... De ce trebuie să ambiți? De ce? Rockstar, bă, de ce? De ce îmi faceți așa ceva? De ce? De ce? Hai, bă, du-te! Faule, până ajung eu la ăla, că așa pe distanța asta nu, n-am ce să-i fac. Doar poate să mă pun pe să trag cu sniper după el, dar nu prea am cum. Cred că mai mult să-i urmăresc pe ăștia decât să îi împușc, că de împușca n-am cum și sunt prea rapid, spirare să fie. Aoleu, mai vine și iahtul ăla în mine acum să-i pușească. Atât mai lipse. Să mă răstorn cu barca, să se nece homosexualul. Bă, ce fericit aș fi fost. Da, ce fericit aș fi fost să facă și parte din story. Ok, s-au spulsă după ăștia. Bun, trage poliția în ăștia, e bine. Să mor tu că ăștia iau. Da, ziceam că poate mi-o face poliția treaba asta, mă. Spune că se opresc acolo, spune că se opresc acolo. Mă, dă-mi o armă. Unde naiba s-o fi dus? Deci unii pe undeva pe aici. Unul e out. Am luat wanted. Unde-i? Ah, uite-l. Înapoi la Bernie. Barney, Ber... Nu lua damage, nicușoare. Nu lua damage, nu muri. Și du-te.
Ia eu mai bine pe aici, că poate cazi dracu în apă și zrup ceva. Bine, ia apă, dar totuși, poate e o burtă din aia. Nu mai au și costumul prindes. Hai că nu mai are sânge pe el, totuși. Asta zici că e fetiță din aia care s-a uitat la prunte povești. Deci n-am scăpat de misiune la homosexualul ăsta, nu? Mi-am început dimineața foarte bine. Mă joc GTA 4 și fac o misiune la care... O misiune cu un homosexual. Ce poate fi mai frumos de atât să moară Gibilan? E, hai că ajunge că am filmat, că mi-am făcut dragi cu... În fine. Ia, mă, mai... Spune-mi că nu mai am misiunea asta. Deci mai avem misiuni unde, că nici nu văd. Deci... Una aici la Phil Bell și una la Gary. Aha, mai e și una aici la Gambetti, cred că o să o fac pe asta, nu știu. Mă rog, hai că încheiem aici acest episod, sper că v-a plăcut. Vechea poveste, dați cât un cap în gură butonul de sub videoclip și copii, n-aveți niciodată încredere în homosexuali, dacă aveți vreun coleg de clasă care e așa, îmi pare rău. Ciao les! They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty.